dând dovadă de spirit civic, responsabilitate față de mediul înconjurător și implicare în comunitate, vicepreședintele Consiliului Județean Mehedin Ionică Negru, prefectul județului Alin Isuf, dar și reprezentanții Gărzii de Mediu au mers în comuna Ișelnița, iar alături de primarul Marius Vâșcă și sute de voluntari au desfășurat o amplă acțiune de colectare a deșeurilor în mai multe zone de pe raza localității. Campania Curățăm România, demarată la nivel național de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și coordonată la nivel județean de Instituția Prefectului, Județul Mehedinți și Garda de Mediu Continuă. De această dată, autoritățile județene împreună cu autoritățile locale s-au echipat cu mănuși și saci menajeri, iar alături cu sute de voluntari au strâns gunoaiele din mai multe zone de pe raza localității Ișelnița, dând astfel dovadă de responsabilitate și grijă față de mediul înconjurător. Mulțumesc în primul rând că ați răspuns apelului meu, mulțumesc domnului prefect, tuturor șefilor de instituții, tuturor participanților, o să vă mulțumesc și la gata. În ce constă acțiunea? De aici, de la pod, în sus, pe ambele maruri ale râului de Ișelnița, sunt tot felul de peturi, de facem cât se poate de aici în sus. Vreau să facem echipe în așa fel să avem și pe stânga râului și pe dreapta echipe. Ionică Negru, vicepreședintele Consiliului Județean Mehedinți, a fost prezent la acțiunea de ecologizare, dând o mână de ajutor pentru curățarea deșeurilor. Acesta își dorește o îmbunătățire a comportamentului preventiv, atât din partea cetățenilor de rând, cât și a mediului privat și public. Astăzi ne aflăm în comuna Ișelnița și, așa cum spunea și domnul primar, a concentrat aici o grămadă de instituții deconcentrate care au pus mână de la mână să încercăm să ecologizăm și să dăm un exemplu la toți ceilalți, în așa fel încât să nu mai fie nevoie să fim arătați cu degetul că nu putem să avem grijă de locurile noastre. Zona este superbă, oamenii s-au mobilizat, să sperăm că se înțelege ceva din semnalul pe care noi îl dăm astăzi aici. Primarul comunei Ișelnița, Vâșcă Marius, a dat încă o dată dovadă de grijă și implicare față de comunitatea pe care o conduce, fiind prezent astăzi la acțiunea de ecologizare. Acesta s-a organizat exemplar, întrucât a reușit să strângă la această acțiune un număr impresionant de voluntari. Pe lângă personalul primăriei, a fost sprijinit atât de angajați ai poliției, jandarmeriei, poliției de frontieră, ISU, cât și de elevi de la Clubul Sportiv de Canoe. După cum știți, Ministerul Mediului și Ministerul Afacerilor Interne a programat o acțiune prin Prefectura Județului Mehedinți cu titulatura Curățăm România. O acțiune de ecologizare pe care fiecare OAT trebuie să o realizeze. Am anunțat unitățile administrative din zonă, instituțiile deconcentrate și au răspuns cu prezent toate instituțiile din zonă, drumuri naționale, jandarmerie, poliție, poliție de frontieră, RNP Rom Silva, școala generală, club sportiv Caia Canoe Orșova, multe, multe instituții care ne ajută, după cum vedeți astăzi, la această campanie. Prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf, un om implicat în activitatea sa, trage un semnal de alarmă, afirmând faptul că fiecare dintre noi, ca reprezentanți ai societății, avem puterea și obligația de a influența procesul de ecologizare. De asemenea, acesta a menționat faptul că localitatea Ișelnița este zonă turistică, iar oamenii care ajung aici vor să se bucure de un mediu curat și un aer proaspăt. Continuăm, așa cum știți, campania guvernamentală Curățăm România la nivelul județului Mehedinți. Astăzi a venit rândul localității Ișelnița și domnul primar Vâșcă, așa cum îl știm, un bun organizator, a reușit să mobilizeze un număr impresionant de forțe, deci logistică locală, care vedem că fac și treabă. Ce trebuie să înțelegem noi? Prin angajamentele Tratatului de Aderare la Uniunea Europeană, ne-am asumat anumite obligații pe care trebuie să le îndeplinim și la capitolul mediu aceste obligații sunt puțin deficitare. De aceea este nevoie de mai multă atenție la aceste măsuri, ceea ce privește protecția mediului. Și nu numai atât, dar este păcat. Avem o țară frumoasă, avem un județ extraordinar de frumos, sunt locuri pitorești. Este păcat ca
în aceste locuri să găsim mizerie, să găsim tot felul de gunoaie, mai ales într-o zonă cum este aceasta, pretabilă activităților de turism. Reprezentanții gărzii de mediu sunt mereu la datorie și încearcă să le implementeze cetățenilor ideea că dacă avem grijă de mediul înconjurător, implicit avem grijă și de noi. Comisarul șef Cătălin Tutilescu a făcut un apel către mehedințeni să păstreze curățenia și să folosească platformele special amenajate pentru depozitarea deșeurilor. Astăzi în Ieșenița, după cum vedeți în spatele meu, este o desfășurare amplă de forțe. Primarul a demonstrat că omul sfințește locul, a concentrat foarte mulți oameni din comună, peste 200 de persoane care participă la această acțiune de ecologizare. Peste câteva zile această zonă va fi plină de turiști. Turiștilor le place curățenia, sperăm ca localnicii să înțeleagă acest lucru și, după cum bine știți, toți cei din zona de aici trăiesc din turism. Vă rugăm să păstrați aceste zone curate. În ultima perioadă, pe întreg arealul județului Mehedinți, acțiuni similare cu aceasta sunt din ce în ce mai frecvente, ceea ce denotă preocuparea autorităților locale și județene față de mediu și, deopotrivă, față de comunitate și de semeni. Grija față de mediul înconjurător stă în puterea fiecăruia dintre noi, iar respectul față de natură și un mediu sănătos de viață face legătura dintre comportamentul nostru și generațiile viitoare. Această acțiune de ecologizare face parte din campania națională Curățăm România și va dura până pe 4 mai 2022, sub sloganul Vrem o țară fără deșeuri abandonate.